Vreau să... Alo? Alo, alo, alo. Vreau să vorbesc despre că am de la Procuratura Generală, am fost la audieri și m-am bucurat că în prima dată sunt procuror general Stoianoglu, m-a chemat șeful de secție Adam la audieri. Și am fost la audieri. Audiență, da? La audiență, da. Și am fost audiat în ziua când a fost îngropat mi-a zis alerte, tacă, Ștefan Pietrache. Și m-a audiat puțin timp secretar, adjunct, care m-a sunat pe telefon închis să vin la Procuratura Generală la audieri, nu știu, familia, apoi vreo minută a venit Adam, șef de secție Adam. I-am depus cereri, eu am pretenții pe viceprocuror Sângerei Tocarciuc și chiar acum dimineața de pe telefonul surorii mele l-am sunat, închide telefonul, am sunat o fiică, închide telefonul, l-am sunat pe Lozovanul, polițistul șef Lozovan, a zis că de să terminăm, cum vor ieși la microfonul liber, vei fi amendat și mai departe. Am fost săptămâna asta amendat la poliția Buicani de Leacu. Vreau să spun că nu sunt toți polițiștii răi, sunt și polițiști buni printre dânsii, dar ei trebuie intenționat că colonelul Lozovan de bun, dar cu ce articol te-a amendat? Articolul de la Buicani? 70, pătarea onorii și demnității polițistului Lozovan. Pe data din 19, am fost chemat la audieri. Dar ei invocă ce anume ai spus de... Ce anume, ce vorbe anume scalomnioase sau injurioase? Vorbele sunt anume că eu spun că sunt informații nu-s drepte, că e fost o amantă a soției mele pe 10 mai 2017, dar despre asta eu vreau să spun că de acum la Andrian Chircă este depusă plângere și au fost depusă plângere la Spia Maie, inspector superior Gogu, care plecând în Ciorău, tu faci cu Lozovan acolo anchetă. Și au fost toată vara, 5 oameni au dat declarații că într-adevăr soția Iamanta, polițistul Lozovan, și fost polițist Ciorăscu de acum, au dat la Gogu, au dat la Andrian Chircă, la Rășcanovca. Eu sunt în coridor și spun, ei, și dacă s-o dus? Poate să duc, fiecare om e liber, am mai spus și mai spun odată cine și cât vrea, dar nu pentru dosare penale și amenzi. Am fost amendat de Leahu Ion, am convenit și cu Cornescu, comisarul Buican Cornescu. Nu e chiar comisar, e șef la sectorul 1 de poliție. Buican, da, e numărul 1, nu e comisar acolo, acolo e sectorul numărul 1, da. Nu e comisariat de Buican. Bă, zic, băi, dar duceți-vă, dar certați-vă la Ciorăș și așa mai departe. Am tot acum, că eu luni, vineri am fost cu Sandu la Ciorăș și am filmat din nou casa, mie condițiile de trai care au fost scoase la dumneavoastră de Curaj TV și pentru aceasta m-a chemat din nou și m-a amendat că din nou onoarea și demnitatea, că ei s-a amant și așa mai departe. Mă întâlnesc intrând în secția de poliție, asta pe data din 19, am chemat salvarea, scriu mesaj că nu mă prezint și fără avocat nu mă prezint la audier, m-am dus pe data de 20. Am fost amendat, ei, mă rog, am înțeles că e comandă de la Lozovan, că el e colonel și așa mai departe. Intrând în secția de poliție pe 20, Lozovan mă numește cuvânt că nu vreau să-l spun că e rușine. Zic, ai noroc, taman scotem telefon din buznar să-l filmez. S-a dus soțit în mașină, s-a dus, am intrat pe coridor, Cristina Șefciuc, care m-a mai amendat odată cu 5.000 de lei, pe data de 19 decembrie, 18 fiind ziua poliției, i-am felicitat, pe 19 taman de decembrie era ziua soției, cu lămuriri, mă amendează 20 de acum avem ședință judecată la Cicană. Deci acum, contești toate amenzile astea, le contești, nu le plătești. Da, toate amenzile le contest. De acum am câștigat de ca... Cristina pe coridor îmi spune, aveți la soția dumneavoastră, iar din nou plângeri, pătarea onoare și demnității, că e amanta lui Lozovan. Zic, doamnă Cristina, ia vă rog frumos să ne arătați, că eu știu când a plecat soția la Italia și așa mai departe, a plecat de pe 23 până pe 28 ianuarie, având ședință de judecătoria Centrul Maria Alexei VI, anularea contractului de donație, în timpul ăsta, că eu pe 16 am fost acasă, pe 23 ianuarie am fost acasă, când peste o săptămână avem ședință de judecată la Pavliuc.
Și mai în scurt, soția depune, soția a depus plângere pe 20 ianuarie, de pe 23 până pe 28 pleacă, de pe 20 ianuarie până pe 20 februarie, o lună de zile, Cristina Șefciuc nu mai interoghează și nu mai amendează. Dar Lozovan depunând, de Leahu Ion a fost amendat în repeziciune. Și acum am convenit că pe 9 martie, eu știu că orice amend, dosar de contravenție, se execută în 30 zile. Azi dimineață, vorbind cu Lozovan o jumătate de oră, nu, 20 minute, am avut pe telefon, s-o terminat pe telefon surorii mele, au zis că procesul de contravenție se execută în timp de o an de zile. Înseamnă că nu știu, o să fiu amendat și de Cristina Șefciuc, a doua oară pe 9 martie. Acum, tot în ziua aceea, am fost sunat și de Palamarciuc de la Cricova. I-am scris mesaje că asta, amenzele sunt la comandă, eu nu având pe propiscă, viz de reședință, îmi trimit în satul meu din Bașni, din 79 dus, iar așa, nu știu, la Cricova, nu mă prezint la Cricova la poliție, deși că am fost amenințat polițist, de comisar, de polițist șef, Grițac Igor, fiind cu Valerii Pleșco, Răunul Orhei Ivancea, la poliție, mă e pe mine la audieri în podval, că e acolo la Cricova numărul 8 în podval, subsol și spune lui Valerii, dar și vine domnul Sagaida cu Crâș. Și în podval, eu tot la Palamarciu, că ăsta încep, nu o să-ți dă o întrebări și o să scrii și o să spun, nu, tu îmi dai întrebări, dar eu scriu și aia cum a fost. Vine Igor Grițac, ai noroc, mă ta, deși ai noroc. De ce am noroc, Igor Grițac? Am spus-o și o mai spun încă o dată. Îl ameninț pe tata tău, că a făcut Afganistanul, pe urmă a făcut serviciu militar și așa mai departe. Mai departe, acum îmi vine de la Procuratura Generală și vreau să filmați, deși că am depus cerere la procurorul Adam atunci, că și nu viceprocuror Sângerei implicat în depusedarea mea totală de avere. Mi se spune că s-a adresat Procuratura Generală Judecătorii Buican, sediu Buican, să se intenteze dosar penal în privința numitului, în privința mea, că nu este numele lui procurorului Tocarciuc, înțelegi? Nu este. Vreau să spun procurorului Adam că eu chiar judecătorii Buican și Cecana mi-au dat vreo două zile libere, luni și marți, pe urmă, miercuri, joi, vineri, am iar ședință de judecată. Amiezele și vineri, anularea contractului donație. Vreau să spun că o să vin la Procuratura Generală și vă rog să-mi spuneți, eu știu că dosarele penale se pornesc cu confruntări față în față a tuturor implicaților în conflict. Dacă declarațiile se contrazic, dar dacă declarațiile sunt în același sens, nu se mai fac și confruntări. Confruntările se fac numai în anume context. Cum? Dacă celui viceprocuror Sângerei înseamnă să deschide dosar penal și așa mai departe. Încă este primul dosar penal care nu-i finalizat și care sunt martori de acum că ei, într-adevăr, au fost să dăie declarații, nu a venit avocatul, Bujorean, înțelegi? De asta. Și doi oameni care în ziua așa eu m-am aflat toată ziua cu dânsă, nici nu am fost pe adresa Cineului 15. Acum, dacă se pornește alt dosar penal, vedem noi că tot de una judecătorul o să trebuiască cererea eu de până. Eu nu cred că se pornește dosar penal. Ei au trimis plângerea, solicitarea de unitate de informații, au trimis-o la judecătorie, acolo unde... La judecătoria Buican, dosarul penal. Da, unde dosarul deja există. Dosarul acela cum se cheamă, încălcarea ordonanței de protecție. Da, dar dosarul acela nu-i terminat. Păi nu-i terminat și-i trimit la dosarul acela, cu că-i ți-o răspuns odată. Că nu. De aceea, eu gândeam că se pornește iar de nou dosar penal. De aceea ăla de-am dul până la capăt. De aceea, că 750 de lei amendă, s-a contestat la Cecana, la judecător Pavliuc și pe 21 vineri am avut la judecător Martinenco, tot contestarea acestei amenzi. Dar nu, s-a făcut așa să pornească urmărire penală. Judecătorul Martinenco trebuie să iei decizia pe 3 martie, Cristina Caragileascu, care intentează, și eu l-am prins pe avocatul Igor Isac, că am găsit o urmărire penală. El ne prezentându-se la Pavliuc în prima ședință de judecată, eu m-am dus la Alea Corusov cu Ghenadi Roșca și recuz. El, neștiind că eu mă găsesc lângă Ghenadi Roșca, îi spune, am găsit o pornire a urmăririi penale, s-a vrut
prin amenda de 750 lei, cred că nu achit, știu că au bani, să pornească a doua urmărire penală. Cristina Cărgileascu a venit, a spus că a contestat-o la curtea de apel, avocata mea și judecătorul, zice, dar aici trebuiește pur și simplu respinsă amenda, asta și gata, cum poți amenda la doi judecători? Acum aștept curtea de apel cu participarea mea și, sau fără participarea mea, nu știu ce o să fac, o să mă citeze, nu o să mă citeze, că nu am viză de reședință, trimit în sat, eu nu știu așa, dar până pe 3 trebuie din tâi să decidă curtea de apel, până și asta. E cam încurcată relația mea tale cu fosta soție și cu polițistul din sat. Amu, câte amenzi ai? Că data trecută numărase, e vreo 34.000, nu știu cât. Da, data trecută a fost 36.500, amu 39.000 fix, 2.000 jumate, Ion Leacu, numărul 1, Buicani. Mai am la Cristina Șefciuc, pe data din nouă, audieri, nu știu, a să mă amendez sau nu. Procuror sau polițistă? Polițista Cristina Șefciuc, șef de post. Și la Cricova, Palamarciuc, nu știu, m-a amendat, nu m-a amendat, că am zis că nu mă prezint fără avocat, atâta timp cât poliția mă amenință. Acum vreau să mă refer, Oleg, la dosarul cu... Au fost două ședințe de judecată la dosarul cu anularea contractului de donație. Sectorul Centru, judecătoare Alexei Maria. Au fost depuse... Donația casei, da? Donat-o neveste. Da, am donat-o, dar am depus la Andrian, la Volușiuc, anchetator la Rășcan, că Volușiuc, să pornească urmărire penală și am indicat martorii, de aceea că casa în aparține în totalitate, fiind construită din 95 până în 2002, din două apartamente, Serghei Lazo 4, apartamentul 156 în Ciurescu, soția ni participând cu nimic la construcția casei. Îți aparținea, dar ai donat-o. Dacă și-am donat o doimi cota parte mi-a rămas. Despre ședințele de judecată, am avut pe 28 ianuarie prima ședință de judecată, nu se prezintă avocata Golubciuc Olga și nici nu depun de referință. Eu am sunat-o și dumneavoastră a spus că eu o să depun referință. Judecătoarea petrece ședință judecată fără referință avocatei Golubciuc, înțelegi? Avocată de stat, da. Plătită de stat, din nu, oficiu. Nu, asta e notar, nu, notar public Olga Golubciuc, care a făcut contractul de donație, înțelegi? Mai departe, vreau să spun că asta este voșin și cere de anulare de punerea sechestrului. Judecătoarea le respinge pe toate. Sunt contestate la curtea de apel la judecătoarea Panov. O să le mai văd din tâi decizia judecății de anulare a contractului judecat, pe urmă le decid, am scris judecătoare în cerere că o să contest la CEDO, au spus că nu se teme. Doamne judecătoare, nu vă temeți de CEDO, conform Convenției Europene a Drepturilor Omului, am drept să mă adresez și tribunalul de la Haga și să mă adresez pe drepturile mele. Mai departe, este pus sechestru pentru 11.000 amende pe Sarai de Bomș, Libertății 8. Mi-ai povestit asta, credeam că ai ceva nou. Nu, da. Ai o amendă nouă de la Rășcani. Nu, ia. De la Buiucani. Ia, n-ascultați. Mai eu am așa, mai am anularea contractului de donații, că este depus de avocatul Pantaz, că eu n-am respectat cererea în timp de... Nu-i tardivă, cererea n-a respectat-o 3 ani de zile. Și vreau să le aduc la cunoștință și acum vineri și data am ședință de judecată. 28-29, nu știu cât. 28. Că doamna Maria Alexei, dumneavoastră ați respins 7 cereri unde au fost indicați viceprocuror Sângeriei, polițistul Lozovan, primarul Ciorescu, care eliberează certificat pentru străinarea imobilului amu pe 29 noiembrie, înțelegi? Casa, eu o îmblu pe la toți notarii, pe la cadastru, casa e făcută sau e făcută procură fietii. Până acum, dacă judecătoarea Alexei punea ședința judecată în 3 luni, acum o pune o dată în săptămână. Dar de aceea și vreau să o anunț că pe 28 o să fie la ușa dumneavoastră
5 martori care o să dovedească și cel mai grav, când dosarul civil sau penal, judecătoarea să respingă audierea sau lista martorilor. Așa o fost. Dacă aduci prea mulți, poate să respingă, audiază doar câțiva. Nu prea mulți, 2, 3, 5, cu oamenii au serviciu, cum așa, au servit și așa mai departe. Și vreau să-i spun judecătoarei Maria Alexei că sunt depusă la judecătoria Rășcanu, că eu am respectat termenul de tardivitate, 3 ani de zile. De aceea că la judecătoria Rășcanu că am depus din 2017, 18, 19, nu a fost nici o întrerupere, nici măcar de un an. Și se respingă cererea avocatului Pantaz că nu a respectat termenul de 3 ani de zile. Încă una, și-s 45 de cereri depuse de anulare a contractului de donație, achitată taxa de stat 9.975 de lei aici, înțelegi? A doilea rând, a cerut că avocatul Pantaz să prezinte cec, contract, TVA din 5.000 de lei. Acum el o incasat la soția mea 5.000 de lei, dar cere restituirea de la mine, înțelegi? Și eu vreau un să duc banii ăștia, că așa s-a făcut și în contract și în divorț. Avocata Leona Proni a luat 6.000 de lei, până azi îi cer să-i dovedească, s-a făcut contract, cec și s-a plătit TVA, s-a plătit impozit statului. Că avocatul poate, e persoană liberă, poate să ieși 1.000.000 de euro, de el trebuie să plătească impozit și așa mai departe. Nu se face așa ceva. Asta înseamnă că este pufușor undeva pe botișor. Înțelegi? Ia că vreau să arăt o leacă la cameră. Ia să te rog, Marie. Din anularea contractului de donație, prima cerere, doamna judecătoare Alexei Maria, a fost depusă până la divorțul din 10 mai 2017, la judecătorul Vecislav Nicula, 2017. Pe urmă merg 45 de cereri respinse de curtea de apel, 2017, 2018, 2019, depuse și depuse și de asta tapate, înțelegi? Depuse. Respinse de curtea de apel, toate contestate la curtea de apel, respinse din cauza că la curtea de apel, nu știu de ce, ni se face fără participarea părților, eu depunând referință, înțelegi? E deposedare de avere de 100.000 de euro și se face fără participarea părților. Eu am avut ședință de judecat la curtea de apel de 3.900 de euro, 4.500 cu Rusnac Valeriu, cu Camazu. Acolo au fost cu participarea părților. Mi-au spus avocații că și amenda de 2.500 de lei la curtea de apel se execută, se face din judecată cu participarea părților. Nu știu de ce în contractul de anulare, contractul de donație și sumă foarte mare s-au făcut fără participarea părților, înțelegi? Asta e încălcare gravă și vedem decizia judecătoarei Alexei Maria, dar de acum se vede avocatul Pantaz și de data viitoare este pronunțarea. Nu, domnule avocat, prea repede te gătești la pronunțare. Va fi depus pe judecătoarea Alexei Maria la administrarea ședințelor judecătoriești, Armeană 1, la Ministrul Justiției, la Curtea Supremă a Magistraturii, de unde am răspunsuri și nu mă aranjează, la Chironeț, Paustovskaya și Roșca. Să vină ședința de judecată, să se uite cum se încalcă dreptul omului și așa mai departe. Nu se respectă. Sunt, în primul rând, sunt respinse cererile de audiere a martorului. Asta e cel mai grav în orice dosar civil, penal și așa mai departe. Mulțumesc! Am înțeles.